Pentru cuvântul de astăzi, atât la serviciul de dimineață, cât și la serviciul de seară despre războiul spiritual, aș vrea să citesc din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 până la versetul 20. Efeseni 6, de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, este foarte important să vorbim despre război, pentru că suntem în război. Marea majoritate dintre noi percepem războiul la nivelul la care el se desfășoară cu tancuri, rachete, avioane, elicoptere, bombe și așa mai departe. Pentru că suntem departe de un asemenea teatru de operațiuni, ni se pare că nu suntem în război. Există un război mai mare decât toate războaiele care au avut vreodată loc în istoria omenirii și cu pierderi mai mari decât orice război a avut loc vreodată în istorie. Dacă ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos este adevărat și turma Domnului este o turmă mică, asta înseamnă că marea majoritate a oamenilor care au trăit vreodată în lumea aceasta au pierdut acest război. Pentru că, e adevărat, suntem creați de Dumnezeu. Originea acestui război este în eternitate, înainte ca noi să fie existat. Dar războiul acesta a fost adus prin căderea omului în păcat, în lume. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că toată lumea zace în cel rău, în pericolul de a se pierde. Ăsta este motivul pentru care Dumnezeu, în marea lui iubire, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să ne dea șansa biruinței, a victoriei și a eternității împreună cu Dumnezeu în paradis. Sunt multe lupte și războaie pe care ți le poți permite să le pierzi. Nu știu de ce, întotdeauna am ținut, atunci când am citit istoria războaielor, am ținut cu națiunea mai slabă, cu națiunea care a fost atacată. Și am observat că în marea majoritate a cazurilor, națiunea mai puternică, cei care erau mai tari, au câștigat războiul. Noi am început să glorificăm în istorie
Armatele mai mici care au câștigat războaie, țările mai mici care au câștigat războaie. Și pentru că e un lucru atât de neobișnuit, a căpătat un loc proeminent în istorie. În realitate, în marea majoritate a cazurilor, armatele mai bine dotate, armatele mai numeroase, armatele mai puternice, au câștigat războaiele. Sunt foarte multe imperii și națiuni care au intrat la coșul de gunoi al istoriei. Au intrat în neființă, au dispărut întregi civilizații. Sau și-au pierdut importanța și relevanța pe care au avut-o vreodată pentru că au pierdut războaie. Acum, orice război poate fi pierdut. E adevărat, sunt țări, națiuni care au dispărut de pe harta istoriei, dar oamenii s-au perpetuat, au fost asimilați în diferite civilizații și s-au perpetuat în istorie. Spun asta și despre biserici, că foarte mulți au impresia că s-au pierdut bisericile din Asia Mică, din primul secol. Nu s-au pierdut. Credincioșii ăia s-au desființat bisericile locale. Biserica Domnului Iisus Hristos nu se desfințează niciodată. Credincioșii ăia s-au mutat în alte părți, așa cum a făcut din Ierusalim în Antiohia și pe urmă în alte părți, și-au continuat să-L slujească pe Dumnezeu și s-au perpetuat în istorie, că în urmă cu 2000 de ani nu exista Biserica Elim din Chicago. Și dacă e să-i căutăm identitatea acestei biserici din aproape în aproape, că nicio generație n-a inventat credința de la sine și n-a primit credința separat de metoda pe care Dumnezeu a folosit-o, credincioși care să predice Evanghelia să meargă în toată lumea. Rădăcinile noastre sunt în istoria de început a bisericii. Ei, că s-au pierdut anumite națiuni, oamenii încă există pe pământ. Războaiele se pot pierde. Dar există un război pe care nu-ți poți permite să-l pierzi. Este războiul pentru sufletul tău. Este războiul pentru eternitatea ta. Pentru că, de fapt, când diavolul se luptă pentru sufletul tău, diavolul se luptă pentru eternitatea ta. Întrebarea finală este, unde-ți vei petrece veșnicia? Și dorința diavolului este să-ți petrece veșnicia împreună cu el în flăcările veșnice. Răutatea diavolului depășește instinctul lui de a se opune lui Dumnezeu, de a fi rebel împotriva lui Dumnezeu. Răutatea diavolului are de-a face cu cât mai mulți oameni ale căror suflete să intre în moartea veșnică, în chinul veșnic, în locul de suspin, de durere și de nesfârșit chin. Asta este dorința lui. Asta este scopul existenței lui. Vedeți? Războiul acesta a început de la închinare, atunci când diavolul a pretins închinarea care se cuvenea doar lui Dumnezeu. Mândria, care este originea tuturor păcatelor care se comit în lumea aceasta. De acolo a plecat totul. L-a făcut pe Satana să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Și singurul lucru pe care îl putea diavolul lua lui Dumnezeu, adică pe care putea să nu îl dea, era închinare. Diavolul n-a putut să ia tronul lui Dumnezeu. Diavolul n-a putut atenta la slava lui Dumnezeu. Diavolul n-a putut atenta la atributele lui Dumnezeu. Diavolul nu l-a putut face pe Dumnezeu nici mai mic, nici mai slab. Un singur lucru a putut să-i facă diavolul. Să nu-i dea slava și închinarea pe care Dumnezeu le merita de la el, că era creatura lui Dumnezeu, și să și le însușească. Și acum, cum se manifestă duhul demonic în oamenii care cad în plasa aceasta de a nu se închina lui Dumnezeu?
Că altceva n-au ce să-i facă lui Dumnezeu. Se răzvrătesc împotriva atributelor lui Dumnezeu. Văd ce îl deranjează și îl supără pe Dumnezeu, ce urăște Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat atunci când Esau s-a căsătorit cu o păgână și a văzut că a chinuit sufletul mamei sale. S-a dus și și-a mai luat una. Ca să-i facă în ciudă. Duhul demonic. De-aia, când oamenii nu s-au mai închinat lui Dumnezeu, ce spune? Inima lor s-a îndreptat tot timpul doar către rău. E duhul de rebeliune din lume și a pătruns din nefericire chiar și în biserică. Deci cele mai mari confuzii se petrec la nivelul închinării. Închinarea prin orice slujbă facem. Este extraordinar de greu atunci când predici Evanghelia, atunci când cânți o cântare, atunci când faci o slujbă, să separi, să te separi pe tine însuți de aprecierile pe care oamenii ar trebui să îi le dea lui Dumnezeu. Foarte, foarte, foarte greu. Și unul din felurile în care creștem în maturitate ca slujitori este ca la un moment dat să ne putem detașa, să ne putem deslipi de aprecierile oamenilor. Nu că nu trebuie să ne cinstim și să nu ne apreciem unii pe alții. Pentru că apreciindu-ne unii pe alții, dar și aici este foarte dificil să apreciem darul pe care Dumnezeu l-a dat unui om, și să folosim cuvintele de apreciere ca o încurajare și să ne lipim inima de om și nu de Dumnezeu. Este foarte greu. Este foarte greu. Tendința noastră este să ne lipim așa de tare de ceea ce vedem, de ceea ce percepem, încât până ajungem la Dumnezeu să nu mai rămână nimic din închinarea pe care i-o datorăm. Să fim extrem de atenți, frați și surori, pentru că există mulți șarlatani care se strecoară prin acte de slujire la toate microfoanele și la toate nivelurile, care păcălesc și manipulează oamenii în a se lipi și a se lega de ei, în a le da lor loialitatea. Vedeți, modul dumnezeiesc în care bătrânii care au văzut minunile lui Dumnezeu petrecute în Egipt și care au fost lângă Moise, după ce Moise a murit și a venit Iosua la conducere, s-au dus la Iosua și i-au spus: te recunoaștem ca lider, n-avem nicio problemă să-ți fim supuși, dar trebuie să ne demonstrezi că Dumnezeu va fi cu tine așa cum a fost cu robul său Moise. Cu alte cuvinte, loialitatea noastră, inclusiv față de oameni care ajung proeminenți datorită unui talent sau unui talent, loialitatea noastră trebuie să fie față de Dumnezeu, și chiar dacă dăm respect omului, nu ne lipim inima de om, că vine ziua în care omul se prăbușește și cade. Au căzut foarte mulți teleevangheliști și pe lângă ei milioane de oameni. Știți unde a început căderea spirituală în America? Devalorizarea bisericii. Și faptul că oamenii nu mai vin la biserică? De la marile dezamăgiri pe care le-au suferit atunci când și-au lipit inima de oameni. Nu mi-am propus să spun lucrurile astea astăzi, dar așa am nimerit, încercând să vă atrag atenția că avem un Dumnezeu gelos și gelozia lui Dumnezeu dă în mânie. Și noi vrem să atragem dragostea lui Dumnezeu. Gelozia
se manifestă prin iubire și gelozia se manifestă prin mânie. Noi avem dreptul la gelozia iubirii. Nu avem dreptul la gelozia răzbunării. La gelozia răzbunării are doar Dumnezeu drept. Dar ăsta a fost actul de rebeliune cu care a început răul înainte de întemerea lumii. Nu voi merge în detalii pentru că vreau să ajung la câteva aspecte practice legate de războiul spiritual. Pentru că, în primul rând, războiul spiritual este spiritual, nu face parte din experiența noastră a simțurilor, a ceea ce vedem și auzim, deși se manifestă și în spațiul fizic, dar războiul spiritual este acolo unde se desfășoară de adevăratele, ce vedem noi în realitate. În realitatea fizică a lucrurilor sunt doar simptomele, sunt doar efectele, sunt doar aplicațiile războiului care are loc la nivel spiritual. Faptul că este un război spiritual nu înseamnă că nu este real. Noi am ajuns să trăim așa de mult carnal încât să nu mai percepem lucrurile spirituale. De exemplu, dacă vine cineva și îți taie calea în trafic, și te enervează. Mai ales bărbații sunt foarte susceptibili la ispita asta. De câte ori te-ai gândit că diavolul vrea să folosească circumstanța aia ca să-ți pierzi pacea? Poate să meargă cântările Harului și Sfinților pe CD sau pe celularul tău să le asculți în mașină. Pot să vorbească de răbdare și de îndelungă răbdare cântările alea, în timp ce îți taie cineva calea. Poți să asculți o predică, poți să asculți Biblia citită și să fie tocmai la pasajul în care trebuie să ai îndelungă răbdare. În câteva secunde ți-ai pierdut mințile, te uiți urât, îl claxonezi, dai cu pumnii în bord și ți-ai pierdut toată liniștea, toată pacea și toată bună dispoziție. Concluzia care este? A ieșit un zăpăcit pe stradă și mi-a tăiat calea. Nu. Ai pierdut o luptă spirituală. Exact asta s-a întâmplat. Ești în război spiritual. 24 de ore din 24 de ore. De câte ori realizăm dimensiunea spirituală a trăirii noastre. Omul ăla probabil s-a grăbit. I-a stat capul în altă parte. Din greșeală ți-a tăiat calea. Partea proastă e că dacă îi taie lui peste 5 minute altul calea și el se enervează la fel cum te-ai enervat tu. Pentru că nu mai percepem realitățile spirituale din jurul nostru. Și acceptăm ca cele mai mici afronturi să activeze firea noastră pământească. Să pierdem lupta. Războiul spiritual este spiritual. Este real. Doar pentru că este spiritual nu înseamnă că nu e real, dar este și paradoxal. Și în această dimineață aș dori să vă vorbesc despre doar trei paradoxuri ale războiului spiritual, la nivel practic, la nivelul vieții fiecăruia dintre noi. Primul dintre ele, trebuie să mori ca să trăiești, pentru că în război nu e pe viață și pe moarte. Care trăiește și care moare. Și în războiul spiritual pe care noi îl purtăm de partea Domnului, trebuie să murim ca să trăim. În al doilea rând, trebuie să pierzi ca să câștigi. Și nimeni nu se duce la război gândindu-se să piardă. Nu se duce la un concurs să piardă. Oamenii vor să câștige. În războiul spiritual pe care noi îl purtăm, trebuie să pierdem ca să câștigăm. În al treilea rând, trebuie să fugi ca să învingi.
mergeți la orice armată din lumea asta, are legi marțiale pentru fugari. Dacă îți permiți să fugi, stă ofițerul în spate și te lucrează imediat. Niciodată, la nicio școală militară, nu ești învățat să dai dosul, să fugi, decât la Academia Militară a Împărăției lui Dumnezeu. Acolo trebuie să mori ca să trăiești, trebuie să pierzi ca să câștigi și trebuie să fugi ca să învingi. Ascultați ce spune în Romani 8:12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Romani 8:12. Avem pe cineva acolo? Thank you. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, după îndemnurile firii pământești, iată, toți vrem să trăim, nu? Veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, abia atunci veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Ce trebuie să faci ca să fii copil al lui Dumnezeu? Ca să poți trăi în Duhul, trebuie să faci faptele firii pământești să moară. Mai concret, Coloseni capitolul 3, versetul 3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Imediat ajungem la ceva practic. Ce să moară, Domnule? Ce să moară? Păi lupta noastră este împotriva păcatului, nu? În Evrei 12 spune, voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Prin păcat, spune Pavel în Corinteni, a reușit diavolul să supună și să aducă moartea în lume și în viața omului. Prin păcat. Păcatul trebuie biruit. Hristos a venit să plătească prețul pentru păcate și să ne dea biruința asupra păcatului și a morții, nu asupra morții și a păcatului. De asta suntem încă în lume, să câștigăm biruința împotriva păcatului, și când vom câștiga biruința împotriva păcatului, vom avea parte de înviere, care e biruința împotriva morții. Dar biruința împotriva păcatului este să murim față de păcat. Spunea Domnul Iisus, dacă mâna ta, dacă ochiul tău, piciorul tău te fac să păcătuiești, taie-le, scoate-le. Nu înseamnă să te mutilezi singur. Știu eu ce să însemne. Fratele pastor Adi vorbea mai devreme de tehnologie. S-ar putea ca mâna, s-ar putea unii dintre noi mai repede să întindem mâna la tăiat decât să scăpăm telefonul din mână. S-ar putea ca unii dintre noi mai repede să acceptăm să ni se taie picioarele decât să ne ducem în anumite locuri unde credem noi că ne putem distra sau să vedem anumite lucruri care credem noi că sunt distractive, în divertisment. Facem anumite lucruri care ne fascinează și ne plac. Și acum continuăm. Coloseni 3:3, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Care sunt mădularele? Nu-s mâinile și picioarele și gura și ochii și nasul și urechile. Nu. Mădularele care sunt pe pământ sunt lucrurile practice pe care le facem cu trupul acesta și care ofensează sfințenia lui Dumnezeu. Continuăm. 3:5. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și locomia, care este o închinare la idoli. Versetul 6. Din pricina acestor lucruri, ce vine peste fiii neascultării? Că mai devreme în Romani am citit că noi suntem fiii lui Dumnezeu.
Peste fiii neascultării vine mânia lui Dumnezeu. Și versetul 7, din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se nuiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Există un stil de viață foarte atractiv pentru firea pământească pe care noi trebuie să-l murăm. Asta înseamnă a muri. Să mori ca să trăiești. Atunci vine omul firesc și dă din numeri, spune, unde mai e satisfacția mea de viață, unde mai este plăcerea mea de viață, unde mai sunt lucrurile care mă împlinesc, care mă satisfac? Păi, spunea, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De acum, lucrurile care mă satisfac sunt lucrurile care îl satisfac pe Dumnezeu, că sunt copilul Lui și trăiesc în Hristos. Cuvântul Lui mă satisface, rugăciunea mă satisface, părtășia bisericii mă satisface. Mă refer la cei care au plecat din oraș în vacanță, să stau și mă gândesc la cei care au stat aseară până târziu de tot, uitându-se la filme sau cine știe la ce lucruri. Și duminică dimineață, de luni până vineri, pot să se ducă la ora 7, maxim 8, la servici. La duminica 9 e prea devreme. Dragii mei, ce fel de viață trăiești? Care sunt lucrurile care îți aduc satisfacție și care sunt lucrurile care te plictisesc? Dovedesc dacă ești biruitor sau dacă ești înfrânt în lupta spirituală. Să mori ca să trăiești. În al doilea rând, să pierzi ca să câștigi. Matei 16 cu 24 la 26. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine. Ce înseamnă să te lepezi de tine însuți? Care este partea din tine pe care trebuie să o lepezi? Omul cel vechi cu poftele și patimile lui. Stilul de viață. Din numărul lor erați și voi odinioară când făceați toate aceste lucruri, dar acum nu le mai puteți face pentru că nici măcar nu vă mai stă în caracter, pentru că v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, sunteți oameni diferiți. Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Versetul 25. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Dragii mei, în România și din nefericire, astăzi și în America, în urmă cu câteva zeci de ani, ni se spunea că ne-am închis viața. Ni se spunea că nu știm să trăim. Eram marginalizați, eram considerați cei mai plictisitori oameni din societate. Eram considerați niște oameni ratați, care stau toată ziua numai cu Bibliile și cu cărțile de cântări în mână. Voiai să vezi niște ratați, te duceai duminică dimineață în stații, că și așa nu vedeai pe altcineva decât grupuri de familii de pocăiți cu harfa de cântări și cu Biblia în mână. Se duceau pocăiții la biserică.
Și oamenii stau, se gândeau, astăzi, când stăm și ne relaxăm, când stăm și bem, când mergem la dans, când mergem, stăm la televizor și ne uităm la temir ce emisiuni. Astăzi, când ne pregătim să luăm un prânz gustos sau să stăm cu prietenii seara la distracție. Astăzi, să te duci, să cânți cântări, să te rogi, să-l asculți pe ala ce mai spune pe acolo de la amvon și să zici că ți-ai desfătat sufletul și că te-ai bucurat. Știți cum se zicea pe vremuri, la sfârșitul programului, când mergeau la casele de stăruință? Știți unde mergeau pocăiții? Unde mergi? Știți cum își spuneau? Nu știu, probabil că la voi se zicea altfel, dar vă spun cum se zicea la noi. La bucurii. Unde mergeți? Mergem la bucurii. Asta însemna mergem la casa de stăruință unde stăm o noapte întreagă și ne rugăm pe genunchi să ne umple Domnul cu puterea Duhului Sfânt. Dragii mei, eu nu pot să vă spun ce să vă placă și ce să nu vă placă, dar eu pot să vă spun cine trăiește și cine moare în voi. Dacă lucrurile care vă satisfac, dacă lucrurile care vă entuziasmează, dacă lucrurile care vă atrag sunt lucruri care țin de firea pământească, înseamnă că nu v-ați lepădat de voi înși, vă n-ați luat crucea Domnului Iisus Hristos și nu-L urmați pe El, că El nu poate fi urmat decât dacă te-ai lepădat de firea pământească și dacă ai îmbrățișat crucea lui Hristos. Aici mai e o dimensiune. Lumea nu te poate suferi, lumea te urăște cum l-a urât pe Hristos. Prin simpla ta prezență îi condamnă. Că undeva în spatele minților aia, atâta cât de pipernicită a ajuns să fie, există un glas care țipă, strigă la el și îi spune: ce faci cu eternitatea? Ce se întâmplă cu tine după moarte? Și când se uită și te vede pe tine, și când îți vede stilul de viață, acea bucățică de ceva strigă la el, spune: asta se duce în rai și tu te duci în iad. Și ai stricat pofta de distracție. Diavolul nu te suportă. Agenții lui nu te suportă. Lumea nu te suportă. Și la un moment dat, în faza ultima a lepădării de sine și a faptului că va trebui să pierzi, ți se va cere viața asta, confortul ăsta, libertatea asta, pentru ca să o păstrezi pe cea veșnică. Și Biblia spune, dacă nu ești în stare să renunți la viața asta, la privilegiile astea, la confortul ăsta, pentru ca să păstrezi viața veșnică, dacă te vei lepăda de cea veșnică, în schimbul acesteia, le pierzi pe amândouă. Le pierzi pe amândouă. Așa că trebuie să pierzi ca să câștigi. Și în al treilea rând, să fugi ca să învingi. Doar citesc 1 Corinteni 6:18. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Cum reușești să învingi acest duh atât de generalizat în lumea asta? Trăim într-o societate supersenzualizată, hipersenzualizată. Inclusiv, că vorbeam de închinare, în închinare au apărut fraze senzuale care incită mai degrabă firea pământească decât duhul. Inclusiv în închinare. E un duc de seducție. Fugi. Fugi! Că așa a fugit Iosef. Și a câștigat bătălia. 1 Corinteni 10:12 până la 14.
Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Asta înseamnă să fii veghetor, să fii alert, să știi că ești în mijlocul unui război. Omul când e la război nu doarme, nu stă liniștit, nu ia somnifere. Versetul 13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. Iată, e vorba de un război spiritual. Versetul 14, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idol. Unde vezi închinarea la idol, fugi. Știți care este tendința multora, unde e închinare la idol, să fugă într-acolo. Acolo se adună mulțimile. Acolo se umplu sălile de spectacole, inclusiv în spațiul creștin. Acolo se fuge, într-acolo se fuge. Și Biblia zice, fugiți de acolo. Depărtați-vă de ei și de locurile astea. Că e închinare la idol, nu este o adevărată închinare acolo. Fugiți de închinarea la idol. 2 Petru 1 cu 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Dragii mei, trebuie să fugi de locurile, trebuie să fugi de oamenii, trebuie să fugi de împrejurările, trebuie să fugi de circumstanțele care conduc la ispită, care conduc la păcat. Asta v-am spus de multe ori, mai ales tinerilor, trăim într-o vreme a socializării. Și există expresii, just lunch, hai să mergem doar la lunch. Tânărul căsătorit cu femeie necăsătorită sau căsătorită. N-ai ce cauți la lunch, îți mănânci sandwich-ul singur, singurel. Ori e un grup mare, nu te lansezi în discuții personale cu o persoană de gen opus. Că încet, încet, discuțiile ajung la ce-ți place ție, ce-i place ei, ce-ți place ție, ce-i place lui, ce nu-ți place. Ce-a mai făcut nevastă mea, ce-a mai făcut bărbatul meu, cum m-a enervat, așa? Și dintr-o dată găsești un număr moale pe care îți poți plânge suferințele uriașe pe care le ai, durerile fantastice pe care le ai. Și prădătorul sau prădătoarea e un agent al satanei care te trage încetul cu încetul de fălci drept în inima iadului. Ce înseamnă să fugi? A, mă bucur să te văd aici la coadă, la sandwich. Ia-mi și mie, găsesc eu o masă. Te uiți și dacă nu te-ai prins repede, să-i spui nu mulțumesc că mi-au sandwich-ul și îl mănânc la birou sau îl mănânc pe tractor unde lucrez, mă rog. Când s-a întors și a plecat, stai nemâncat. Ți-ai tăiat stomacul în două, dar ai scăpat de vraja satanei. Am dat doar un exemplu, dar ele pot fi multe. Asta înseamnă să fugi, să eviți. Până și aparența de a face rău. Mai bine să fii sălbatic, sălbatică, antisocial, decât să te muște șarpele. Bun. 1 Timotei 6:10. Căci iubirea de bani este rătăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, război! Problema banilor nu e când stau în bancă, e și când stau în bancă și nu sunt folosiți bine pentru împărăția lui Dumnezeu.
Problema banilor este când ies din bancă, când ies din portofel, când ies din buzunar și sunt folosiți pentru ca să cumpere păcat. Închinarea la idol costă. Plătești propria distrugere a sufletului tău. Și o plătești scump. Doi Timotei 2:21. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea. Unde pot fi urmărite aceste lucruri? Cu scripturile în față, pe genunchi în rugăciune, în biserica Domnului, la bucurii. Acolo pot fi urmărite. Astea nu pot fi urmărite pe stadion, în sala de cinematograf, la bal și în alte împrejurări care duc la rău și la păcat. Acolo pot fi urmărite și, atenție, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, le poți urmări împreună cu cei care sunt curați și sfinți în Hristos. Și mai citesc, știu că e 12:05, închei imediat. Iacov vorbește în, la versetul, capitolul 4, versetul 4. Suflete prea curvare. Când un suflet e prea curvar, înseamnă că îl înșală pe Dumnezeu în închinare. Se asociază cu lumea în a se închina la altcineva sau la altceva decât la Dumnezeu. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prezent, prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Adică să n-ai impresia că dacă faci pace cu lumea, ai pace. Intri în război cu Dumnezeu. În război oricum ești. Nu scap de război. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, că mândria duce la idolatrie, invariabil. Un om se poate închina chiar lui însuși. Cea mai crudă și cea mai perversă formă de idolatrie este când cineva se închină lui însuși. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Și acum, paradoxal, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Cum te împotrivești diavolului? Că parcă am învățat că trebuie să murim, că trebuie să pierdem și că trebuie să fugim. Așa vă împotriviți diavolului. Când nu-i dai la dispoziție, când nu-i pui la dispoziție mădularele tale, ființa ta, inima ta, mintea ta, voința ta, când ești off limits, când știți ce a spus, cea mai mare înfrângere a diavolului și cea mai mare victorie a Domnului este când s-a stat în mijlocul ucenicilor și le-a spus, vine spre mine stăpânitorul lumii acesteia. Conflagrația, apogeul conflictului între bine și rău, confruntarea dintre Domnul și diavolul. Când vine, zice, nu găsește nimic în mine. Nu găsește nimic în mine. I-am retras, i-am tăiat. I-am anulat toate cârligele. N-are de ce se agăța. De ce? Pentru că atunci când a venit el și harpoanele lui și lasourile lui, le-a aruncat sub formă de tentații spre mine. Am murit. S-au lovit de mine ca insultele de un om mort. Diavolul nu poate face oferte la morți, nimeni nu poate face oferte la morți. Cea mai mare pierdere pentru împărăția întunericului este când începe să dea cu tentații, cu oportunități, cu tot felul de împrejurări, cu tot felul de... așa, către oameni morți pe care nu îi ating. Îl scrâșnesc din dinți, cum a scrâșnit împotriva neprihănitului Iov. Ai pierdut.
Când nu mai faci nimic pentru partea carnală, firească a lucrurilor și te-ai investit cu totul în împărăția lui Dumnezeu, în viața spirituală și când ai fugit. Mă rog din toată inima să ne ajute să facem lucrul ăsta, să ne împotrivim diavolului. Dar cum ne împotrivim diavolului și fuge el de la noi? Versetul 8 spune, apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Când ne apropiem de Dumnezeu, Dumnezeu se apropie de noi și când suntem împreună cu Domnul, diavolul fuge de la noi, dar fuge de Domnul. Singurul care îl poate pune pe fugă pe diavolul e Domnul. Și când fugi, fugi în brațele Domnului. Acolo este biruință, acolo este putere, acolo este har. Haideți să ne ridicăm și să cerem de la Domnul înțelepciune, har și putere să fim biruitori în războiul spiritual pe care îl avem de purtat pentru sufletele noastre, pentru eternitatea noastră. Ne rugăm cu toți.